Dacă anul trecut în Sălea s-au înregistrat la examenul de bacalaureat 4 medii de 10, în această sesiune o singură elevă din Sălea a reușit această performanță. Este vorba despre Bianca Lucaciu, care a absolvit Colegiul Tehnic Iuliu Maniu din Șimleu Silvaniei profilul servicii. Ea se numără printre cei 63 de elevi din România care au reușit să termine cu 10. De remarcat este faptul că Bianca a terminat liceul cu media maximă, fiind șefă de promoție. Ea a reușit ca pe parcursul celor 4 ani de liceu să obțină peste 30 de premii și mențiunea importante concursuri județene și naționale. Bianca Lucaciu a împărtășit cu noi bucuria sa și ne-a dezvăluit care sunt secretele unei eleve de 10. Bianca, dat fiind faptul că foarte mulți s-au plâns de faptul că au fost grele subiectele, tu cum le-ai cataloga, subiectele de la bacalaureat din acest an? Sincer, mi s-au părut accesibile. Nu am întâlnit nicio dificultate în rezolvarea lor și chiar mi s-a părut că a fost mult mai ușor ca în alți ani. Și cum tu, de la un liceu din Șimleu Silvaniei, iată că e singura elevă din Sălaș care a reușit să iei media 10? Sincer, cred că am avut și mult noroc, în sensul că e important și să muncești, dar e important și ca în ziua în care dai examenul să fii pregătit și sufletește. Și m-am ocupat de ambele lucruri, să fiu pregătită și sufletește și din punct de vedere al studiului, ca să fiu sigură că reușita o să vină. De câtă muncă este nevoie ca să obții media 10 la bacalaureat? Sincer, cred că e nevoie de foarte multă muncă și eu la rândul meu am muncit destul de mult. Am învățat pentru fiecare oră, mi-am făcut mereu temele și, în general, am fost silitoare. Tu ai avut media 10 și pe cei 4 ani și acum la bacalaureat. Unde vrei să te duci mai departe? Vreau să mă duc la Academia de Studii Economice din București și cred că am să merg la Facultatea de Marketing. Poți să te întreb de ce nu alegi să pleci în afara țării? Dat fiind faptul că tu ai fi acum admis la orice universitate. Știu, dar mi se pare mult mai bine să fiu în țară pentru că e important să fii aproape de familie. Trecerea de la liceu la facultate e destul de dificilă și cred că avem facultăți bune și în România. Nu e nevoie neapărat să pleci în țară, însă e opțiunea fiecăruia până la urmă. Pentru mine, personal, e cea mai bună alegere. Ce sfat le-ai da elevilor care urmează să susțină examenele de bacalaureat în următorii ani? Ei bine, cred că trebuie să înțeleagă că pregătirea începe din clasa a noua și e important să înveți în fiecare zi. E mult mai ușor să înveți pe parcursul a 4 ani decât să înveți în 3 luni toată materia. Cred că le-ar fi mult mai ușor să abordeze acest examen dacă s-ar pregăti conștiincios pentru fiecare oră, dacă ar asculta indicațiile profesorilor și, în general, eu, de exemplu, pentru bacalaureat, mi-am făcut caiete la fiecare materie unde mi-am structurat singură materia astfel încât să fie mult mai ușor să învăț. Am colorat, mi-am făcut scheme și cred că ar fi important să încerce să facă din învățătură o activitate plăcută. Bianca Lucaciu este o elevă care a reușit ca pe parcursul celor 4 ani de liceu să publice 2 volume, Sceptrul Rătăcit și Coconul de Umbre. Întrebată cum a reușit să îmbine viața școlară cu cea de scriitor, Bianca susține că scrisul o definește. Este lucrul care o face să se simtă valoroasă. Ea face parte din generația tinerilor care are ceva de spus, iar literatura este cel mai bun mijloc, iar cărțile i-au oferit această șansă. Bianca își dorește să continue să scrie și în timpul facultății.